Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europafm.ro și pe Facebook. Invitatul acestei ediții este Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu, Octavian Berceanu. Bun venit în Piața Victoriei! Bine v-am găsit! De câteva săptămâni, foarte susținut, domnule comisar, ni se tot înfățișează porțiuni din acest tablou apocaliptic al mizeriei care domnește în România. Ați spus-o chiar dumneavoastră, o țară plină de gunoaie, că e vorba de mijlocul capitalei, că e vorba de marginea Bucureștiului, că e vorba de tot felul de localități din țară. Constatăm foarte susținut, așa și insistent, spuneam, dimensiunile mizeriei. E ceva necunoscut sau prea puțin cunoscut pentru dumneavoastră sau acum, cum să spun, e efortul de conștientizare mai susținut? Adică ridicăm vălul de pe mizerie, nu știam ce e de desubt sau știam și facem cunoscut acum? Eu cred că toată lumea e perfect de acord că gunoiul ne omoară pur și simplu din cauza poluării. Toată lumea a văzut dimensiunile acestor depozitări ilegale peste tot în România, de la malul mării, din delta Dunării până la vârful Omu sau Negoiu, găsim ormane de gunoi. Pur și simplu mă gândesc ce ar fi trebuit să fi făcut acum 20 de ani ca să nu ne aflăm în situația de față. Categoric acum 20 de ani sau acum 10 ani sau ieri trebuia să ne apucăm de colectare selectivă. Colectarea selectivă a deșeurilor nu se face ca moft, ci se face ca obligație față de generațiile viitoare. Trebuia să pună umărul guvernele care au fost denumărate, asociațiile de mediu, dar în mod special autoritatea publică locală. Acolo este cheia dacă vrem să facem curat în România, să avem o țară în care, în momentul în care intrăm, să nu ne ducem mâna la nas sau la ochi, așa cum se întâmplă acum. Și nu e părerea mea, uite, putem întreba oricare român care se întoarce din afară după ce a stat o perioadă de câteva luni sau un an sau doi ani afară și îți va spune următorul lucru. Niciodată, în locul în care stau, oriunde ar fi acesta în Europa, nu pot să arunc cum vreau eu deșeurile, nu le arunc cum vreau eu la tomberon, nu există acele burlane și ghene de gunoi. Pur și simplu, partea asta cu deșeuri face parte din viața noastră, trebuie să o acceptăm ca atare și odată ce am cumpărat un lucru, trebuie să avem aceeași responsabilitate și când aruncăm ambalajele. Fix aceeași responsabilitate. Bun, aici cred că avem două paliere. Unul este lipsa colectării selective atunci când ești într-o comunitate și să spunem că ai aceste opțiuni sau dacă nu le ai, încerci să le faci. Cealaltă este aruncatul gunoaielor la voia întâmplării, acolo unde nu există colectoare organizate, adică în natură, mai precis, pe malul lacurilor, pe câmpuri, în păduri și așa mai departe. Hai să ne ocupăm de prima, dacă vreți. E pare un vis și pentru locuitorii capitalei, nu? Dacă luăm Caraper, cel mai dezvoltat oraș al României în multe privințe, colectarea selectivă rămâne un proiect încă. Acolo unde se colectează selectiv, din câte știu, la nivel de bloc sau de complex de locuințe, să spunem, gunoaiele, deșeurile sunt transportate pe urmă de avalma și atunci dispare și puțină încredere în colectarea selectivă care mai era. De unde trebuie apucată povestea asta? De la momentul în care, cum a spus și dumneavoastră, transformăm gunoiul în marfă. Pentru că marfa asta are o valoare. Gunoiul nostru îl plătim atunci când cumpărăm. Nu pur și simplu cineva ne aduce ceva în casă și noi dăm mai departe. Nu. Pentru fiecare kilogram de gunoi noi am plătit un preț mai mare sau mai mic. Și ne-am obișnuit să nu plătim decât foarte puțin acum pentru deșeurile pe care le generăm. Pleacă de la noi. Indiferent că ne aflăm în mijlocul pădurii sau acasă, colectarea asta selectivă are un principiu foarte înțelept. Desfaci gunoiul tău menajer, sacul ăla pe fracții și îl împarți. Uite, astea sunt cojile de banană, asta e mâncarea pe care o arunc, merge în zona de compost sau merge pe groapă sau merge pe generare biogaz, pe energie. Celălalt, petul, îl pun separat pentru că din el se fac fibre și avem o marfă.
în momentul respectiv, care costă niște bani și care poate fi valorificată. Becurile le pun într-un anumit loc. Bateriile nu le arunc aiurea în coșul de gunoi, pentru că mai am nevoie de încă 1000 de ani și 100 de generații ca să distrugem bateria în mod natural. Și toate lucrurile astea noi nu le-am conștientizat până acum. Nu am vrut să ținem cont de ele. Ne-a fost rușine că aruncăm gunoi așa de fiecare dată când am ieșit afară și ne-am întors în țară, dar n-am făcut nimic mai mult, din păcate. Și ține de educație. Oricum am încercat să ocolim subiectul, ține de educație până la urmă. Am garanția că dacă fac colectarea asta, împărțirea asta pe categorii, în momentul în care vine mașina de gunoi, nu le ia pe toate de-a valma și atunci, cum spuneam, interesul meu dispare. Adică eu muncesc să fac împărțirea asta și respect mediul și generațiile următoare. Cei care vin să colecteze, nu-mi dau seama ce fac. Există aici o explicație? E o întrebare care se pune foarte des. De ce noi ne obosim și colectăm selectiv și totul e luat de-a valma, pe urmă lipsește ceva pe drum? Da. Și vă spun de unde începem. Până acum, gunoiul acesta care nu era luat de-a valma, era luat pe fracții, dus într-o stație de sortare la salubrist. Salubristul rupea și el pe 10-20 de fracții pe care ulterior le valorifica. Ce înseamnă valorificare? De exemplu, că parte din materiale plastice care nu generau fibră, care nu puteau să fie trase în fibră ulterior, mergeau la cogenerare la fabricile de ciment. Și uite așa, un gunoi se transforma în energie. Ce s-a întâmplat după 2018, când China a interzis importurile de deșeuri? O mare parte din aceste deșeuri nu și-au mai găsit locul de depozitare sau de valorificare în Europa și se răstoarnă către Europa de Est, către România. Neutralizarea lor în Europa de Vest înseamnă 200, 300, 500 de euro, poate. Așa că a devenit un business ca fabricile de ciment să importe deșeuri din alte țări, din Europa, și să le ardă. Iar deșeurile noastre, care în mod tradițional erau arse în cogenerare, și scăpam de o parte de deșeuri, stau pe stoc acum sau ajung la depozitul de deșeuri. În momentul în care salubristul știe că va duce oricum deșeurile, chiar și sortate, pe depozit, pe groapa de gunoi, popular spus, atunci nu mai are niciun interes economic să facă această sortare. Și aici ține de politica noastră, politica românească. Cum încurajăm sortarea? Și pe ciclul acesta, până ajungem să transformăm materie primă secundară deșeu, avem economie circulară care să se folosească de deșeurile noastre, pentru că dacă nu avem, degeaba facem sortare. Le-am sortat și mai departe ce facem? Cum mă convingeți pe mine, cetățeanul de la casă sau de la bloc, care vrea să colecteze selectiv, că trebuie să continui să fac chestia asta, ba mai mult că în câțiva ani de acum încolo o să renunț chiar la ghiena de gunoi, la tubulatura de care vorbeați din bloc. Adică o să fac un efort în plus să mă duc până în afara imobilului să depun aceste gunoaie. Care-i dovada că nu muncesc degeaba, ca să zic așa? Păi, încă o dată, ține de conștiință și educație, pentru că nu trebuie să muncești degeaba, pur și simplu o faci, pentru că face parte din ego-ul tău, în primul rând, vrei să trăiești într-o țară curată, iar dacă noi nu generăm aceste fracții de deșeuri, de materie primă secundară, nu vom avea nici investiții, că aici e un lanț al slăbiciunilor. Nici nu generăm fracții, deșeuri curate care pot fi utilizate în continuare, în economia circulară, deci nu vom avea parte nici de investitori. Ori primul lucru care trebuie să facem este să asigurăm materie primă și predictibilitate pentru cei care vor să investească în economia circulară. Și primul lucru, cel mai esențial, înainte de decizii politice, înainte de legislație, este să asigurăm materia primă. O asigurăm sortând gunoi. Dacă sortăm gunoi, atunci gunoiul nostru nu va ajunge pe o groapă. Nu trebuie să înființăm iarăși munți de gunoaie. În țările din vest, doar 10-20% din gunoiul generat mai ajunge pe o groapă. Restul se transformă în energie, în compost, în fertilizanți, în fibre. Fibrele din căptușala hainelor, fibrele din căptușala mașinii. Toate astea sunt făcute din regenerabile, din peturi, din lucruri pe care noi le aruncăm. Și dacă vrem să devenim civilizați și mergem în acea zonă, ăsta e primul pas, cel mai simplu. Altfel nu există, altă variantă nu există la ora actuală. Spuneați ceva mai devreme că ne-am obișnuit să plătim prea puțin, să ghicim în afirmația asta,
mugurii unei taxări suplimentare pentru, eu știu, ridicarea gunoiului, prelucrarea gunoiului, lucruri care se întorc tot la noi, sau poate taxe în plus la anumite produse care să includă prelucrarea ulterioară a deșeurilor? Păi uite, să zicem că un neamț plătește 300 de euro pe tona de deșeu, dar el duce pe groapă doar 10%. Deci din 300 de euro el de fapt o plătește, acei 30 de euro pe care îl duce pe groapa de gunoi, pe care trebuie să-i plătească pentru gunoiul care ajunge la groapa de gunoi, iar restul sunt produse care ajung în economia circulară și care se transformă iarăși în ambalaje, în produse finite. Noi suntem foarte săraci din punctul acesta de vedere și al educației, dar și al efortului pe care îl facem și financiar. Un simplu exemplu, de exemplu, dacă am reduce costurile acestea pe ce înseamnă exploatare grob de deșeuri, pe disconfort olfactiv, mirosuri, levigat care se varsă în râuri, atunci viața noastră s-ar regăsi, s-ar îmbunătăți foarte mult și ne-ar reduce factura foarte mare pe ceea ce înseamnă sănătate și medicamente. Simplu, poluarea înseamnă boală. Boala înseamnă presiune pe sistemul medical. Bani foarte mulți dați aiurea în loc să ne îngrijim de la, să facem prevenția asta mică. Da, acum mă întorc la întrebarea de la început. Cu toate descoperirile astea, pentru dumneavoastră probabil că nu sunt, pentru mulți dintre noi sunt niște descoperiri, să spunem, că în atâtea zone, inclusiv în centrul orașelor, există gropi de gunoi ilegale. Există soluții punctuale sau generale pentru genul ăsta de problemă? Adică îmi imaginez că de la un moment dat încolo nu o să mai existe resurse pentru ca dumneavoastră, șeful gărzii de mediu și colegii dumneavoastră să vă deplasați punctual în absolut fiecare comună sau sat din țara asta și să depistați ce se întâmplă. Poftiți? Suntem foarte aproape de acel punct vis-a-vis de resurse. Așa. Bun. Sunt 450 de comisari din întreaga gardă de mediu, care merg pe teren și fac, constată aceste deficiențe și dau amenzi sau impun măsuri. Din fericire, ministrul a înțeles repejor că e o presiune foarte mare pe garda de mediu și pe mediu în general. E prima oară când văd un ministru că reacționează și nu vreau să iau scame de pe umăr, pur și simplu presiune foarte mare și trebuie să reacționăm. Avem, ne-au crescut numărul alocat de oameni cu încă 100 de oameni, ceea ce e bine. Avem o presiune foarte mare în zona de graniță a României, pentru că avem containeri și se exportă din, sau se exportă din alte țări sau din Europa pur și simplu către noi. Și atunci trebuie să facem față și avem nevoie de dotări performante, scanere fixe, mobile, drone, puncte de specializate de, pentru vamă. Oameni specializați, ultima oară când s-a făcut un training cu oamenii ca să se specializeze a fost acum 13 ani. Oamenii se pot schimba și, uite, vă dau un exemplu de bune practici. Aceiași oameni care acum 2 ani dădeau pe primele 4 luni 14 milioane de lei amendă, în primele 4 luni, 2021, au dat 30 de milioane de lei amendă, au dublat numărul de controle. Deci aceiași oameni pot să facă mult mai mult. Doar că presiunea e în creștere, într-o creștere fantastică. Nu e vorba de adaptare, e vorba de a digitaliza un serviciu în folosul comunității și al țării, cum este serviciu prestat de garda de mediu, de a-l face performant prin dotări. Noi nu avem nicio dotare la momentul de față, în afară de mașini, cota de benzină, nu avem niciun aparat cu care să măsurăm ceva. Și asta e foarte grav. Avem nevoie de o legislație, avem nevoie de măsuri care să ne permită să facem instrumentări în dosare, în dosarele penale de infracționalitate de mediu. E foarte mult de muncă, foarte mult. Și să vă mai dau un exemplu, în momentul în care noi facem aceste acțiuni la vamă cu partea de poliție de frontieră, garda de coastă cu vame și cu poliția română, atunci am descurajat foarte mult această practică de tip mafiot de a introduce deșeuri sub alte etichete în România. Bun, aș vrea să vorbim un pic de povestea asta, pentru că pare că e un fenomen. Nu? Spunem că am ajuns groapa de gunoi a Europei. Ce înseamnă asta mai exact? Sunt țări care, pentru că nu mai pot să ducă gunoaiele în alte părți, pe alte piețe, unde să fie prelucrate legal, ne imaginăm, vin și le deversează ilegal în România? Da,
Deșeurile astea intră în România sub mai multe forme. Una, cea mai frecventă, este aceea de produse second hand, jucării, textile, aparate casnice, electrocasnice, electronice. Și desfaci, după ce ai scos primii trei baloți dintr-un container, îți dai seama că între containerul e compus din tocătură de textile, în niciun caz textile second hand, tocătură de electrice și electrocasnice. Iar pentru aceste deșeuri, România și nici măcar Europa nu sunt nepregătită să facă față. De ce nu avem tehnologiile care să scoată jumate din tabelului Mendeleev din această tocătură? Cele vor fi aruncate undeva pe sol, indiferent că este o groapă legală sau ilegală, și vor mai trece încă 2000 de ani, ca în timp în care natura începe să descompună aceste... Nu avem noi tehnica asta și presupunem că nu o au nici statele dezvoltate din care vin aceste gunoaie, nu? Îmi imaginez. Da, așa este. Și bun. Atunci trebuie să ne gândim odată ce facem cu deșeurile interne, care sunt de aceeași natură, ca și în interiorul României avem destule deșeuri electrice, electrocasnice, deșeuri periculoase, ce facem cu ele, cum facem managementul acestor deșeuri și de-abia ulterior să ne gândim ce facem cu alte deșeuri din alte țări. Există și bune practici, de exemplu, în Suedia, care și-a dezvoltat tehnologia foarte mult și care importă deșeuri și produce energie și nu poluează, suedezii sunt foarte restrictivi vis-a-vis de poluare, și poate ar trebui să ne inspirăm de acolo, nu trebuie să inventăm nimic aproape, trebuie doar să ne inspirăm și să avem deschiderea și dorința de a schimba lucrurile în bine. Cum funcționează această mafie a aducerii ilegale de deșeuri din alte țări? Că pe urmă să vorbim un pic și de cum funcționează aia internă, să zicem. Dar ce ați depistat în cazul ăsta al containerelor care vin de afară? De exemplu, săptămânile trecute, Constanța, pe etichetă scria deșeuri mase plastice pentru valorificare. Valorificare înseamnă că le duci într-o instalație de cogenerare de energie, curent electric, la o fabrică de ciment, de exemplu. De fapt, era tocătură din aparate electrocasnice și electronice care niciodată nu vor intra într-o instalație de cogenerare. Un alt exemplu, produse second hand, jucării. Erau câteva jucării, în spatele lor se ascundeau mulți de textile tocate sau alte produse care nu mai pot fi recondiționate. În acea zi, în vama la Vama Veche, intră 5 camioane cu deșeuri metalice, de fapt șpan metalic, metal tocat. În interior am găsit multe alte lucruri, materiale plastice, bucăți mari de metal, textile. Deci asta este un tipar. Un alt tipar este acel al produselor care vin să fie comercializate în România, dar ele nu ajung niciodată la destinație. Și zac undeva într-o groapă de gunoi, într-o margine de oraș sau pe un câmp. Toate lucrurile astea sunt posibile, domnule Berceanu, cu mâna de lucru, să spunem așa, a unor oameni simpli, săraci, exploatați, eu știu, poate în anumite cazuri, din aceste locuri mărginașe, să zicem așa, adică da, mai departe de ochiul public. Da, e o practică frecventă până observată și de mine și de instituțiile abilitate care nu prea au mișcat în zona aceasta, dar acum au prins viteză și mă bucur. E o practică destul de frecventă acolo unde avem comunități sărace, în special comunitățile de romi s-au folosit de aceste comunități și duc acolo diferite părți din dezmembrări auto sau chiar autoturisme second hand care nu vor mai circula niciodată, nici măcar nu sunt scoase, șterse din registrul auto, sunt duse acolo, sunt dezmembrate, partea metalică e valorificată, partea de interior, acea parte care nu e valorificată, e arsă sau aruncată pur și simplu pe marginea unei gropi. Dar nu vorbim de un automobil, vorbim de sute sau mii de automobile care intră zilnic în România, atunci avem niște cantități foarte mari, industriale. Și împreună cu poliția, cu jandarmeria, în mod special, și țin să le mulțumesc și cu alte instituții, dezmembrăm și noi aceste structuri de crimă organizată, care sunt transfrontaliere.
Cum faceți asta câtă vreme interfața sunt doar acești oameni? Am văzut că la Sintești, mă rog, ați spus că v-ați dus acolo cu bomboane pentru copii și cu vorbe bune pentru adulți. Întrebarea este ce să înțeleagă acești oameni până la urmă, care din moment ce fac așa ceva e clar că n-au o educație de mediu, e clar că nu conștientizează pericolele, e clar că sunt prea vulnerabili ca să nu cedeze tentației banilor, câți or fi. Și atunci stau și mă întreb, bun, lor le, am înțeles, nu-i pedepsiți neapărat pe ei, că sunt la capătul lanțului. Dar ei probabil că vor continua să facă lucrurile astea, îmi imaginez, dacă nu se ia niciun fel de măsură împotriva lor. Partea bună este că ne-am dus de atâtea ori peste ei și ne-am cerut, și eu mi-am cerut scuze oficial de 3 ori la rând, vis-a-vis de faptul că i-am ignorat. Și în primul rând nu e vina lor, e vina noastră. E vina noastră, pur și simplu, i-am ignorat. Și ne-au ignorat la fel. Au dat semne cu fum. Și eu le-am priceput și ceilalți colegi, am mers în teren, după ce am stat 4 săptămâni aproape zilnic acolo, au venit ei și au zis, uite, vă mulțumim că ați venit, că ne sprijiniți, le-am spus că îi sprijin și îmi doresc ca oricine din autoritatea română, din zona de politic a României, oameni cu influență să vină acolo și să vadă în ce condiții trăiesc. Și după 4 săptămâni au zis, uite, nu mai dăm foc, pentru că fumurile de la focurile respective afumau București. S-a văzut asta pe senzor, diferența între anul trecut, acum 2 ani și anul acesta în care nu s-au mai aprins focurile. Și în momentul de față sunt focuri rare, răzlețe, iar comunitatea de acolo își gestionează incidentele de acest tip. Și vreau să export modelul ăsta și la cealaltă comunități. Cum face asta? Adică au înțeles că fumul ăla e toxic inclusiv pentru comunitatea lor, că doar n-au făcut o concesie Bucureștiului că nu-l mai poluează? Noi i-am subestimat, noi i-am trecut cu vederea și am omis existența lor. Sunt oameni normali care au înțeles că ceea ce fac nu e ok pentru oraș, nu e ok nici pentru comunitatea lor. Noi trebuie la rândul nostru să înțelegem că oamenii de acolo trebuie ajutați, că nu au canalizare, nu au apă, nu au curent, nu au școli, nu au drumuri, nu au absolut nimic. Sunt ca nevul mediu. Trăiesc ca nevul mediu la 6 km de granița Bucureștiului. Nu cred că e problema lor atât de mare cât este problema noastră că i-am ignorat și n-am înțeles până acum ce înseamnă administrație. De capii acestor rețele sau de cei care orchestrează toate activitățile astea, nu doar cei care le execută, puteți da până la urmă? Categoric, asta facem. Am avut o întrevedere cu reprezentanții Ministerului Finanțelor chiar ieri și stabilim un mod de lucru comun astfel încât să vedem firmele care se ocupă de astfel sau acoperă astfel de activități prin ce sistem își mișcă marfa de la o firmă la alta, se fac plățile astfel încât să mergem pe tot lanțul de crimă organizată și să vedem de unde ce vine, cum vine, ce bani sunt în joc. Și Ministerul de Finanțe ne-a promis o colaborare fructuoasă. Ministerul de Interne a inclus partea de mediu pe primele 3 priorități, alături de combaterea pandemiei și asigurarea siguranței publice, ceea ce e un lucru care mă uimește și îl văd ca de bun augur pentru mediu și pentru sănătatea noastră. Mai sunt câteva ministere care ar putea să ne ajute, de exemplu Ministerul Sănătății, pentru că nu avem statistici. Nu știm care e incidența bolilor, nu putem face hărți de risc și poate și alte ministere care, cum e cel al educației, ar putea include în programă educația asta de civism, de, nu știu, de grijă pentru natură, nu în interiorul, să face orele, nu în interiorul școlii, ci în afară. Uite unde stau eu, în pădure acum, undeva pe marginea de pădure. Da, vă întrebam dacă se dă de capii rețelelor și dacă avem, de fapt, structuri judiciare adecvate, dacă avem procurori specializați în infracțiuni de mediu, asta nu are legătură doar cu tăierile de păduri de care noi vorbim de ani de zile, asta are legătură inclusiv cu cazurile astea de ars, deșeuri toxice și pentru cei care le ard, evident, și pentru comunitățile din jur. Da, trebuie să ne imaginăm, suprafața forestieră a țării înseamnă doar 30% din suprafața forestieră. Pe restul suprafeței de 70% se duce o activitate economică intensă. Poate la o infracțiune forestieră avem 20 de infracțiuni de mediu în altă parte. Și atunci avem nevoie de niște procurori bine specializați. Deci nu îi avem acum, ziceți? Nu, avem 3 procurori în toată România ultra specializați, dar avem nevoie de încă 2 zerouri în spate,
de cel puțin 300 de procurori care să facă lucrul acesta și avem nevoie de o schimbare legislativă. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că în momentul în care încep să analizezi un caz de crimă organizată pe mediu, trebuie să faci niște estimări, niște pagube de mediu. Ai vărsat o cisternă cu nu știu ce lichid care a distrus două păstrăvării în aval și vezi paguba în păstrăvării, dar nu vezi paguba pe încă 20 de kilometri de râu cu pești morți, cu daune mari pentru mediu, e o problemă, pentru că tot pe mine, cetățean, mă costă să aduc la starea inițială biodiversitatea de acolo. Banul meu pe care îl muncesc și pe care ulterior trebuie să-l plătesc în contul lipsei unei legislații care să-l facă pe acel om care a vărsat să plătească. Și ce n-avem noi și ne trebuie iarăși foarte mult este o asigurare de mediu. Avem multe business-uri, mii de business-uri, 80.000 de business-uri care necesită autorizație de mediu, dar n-avem niciun fel de RCA pentru mediu. În momentul de față ar fi normal ca atunci când dezvolți o afacere cu impact pe mediu să-ți faci și o asigurare de mediu în caz că nu poți plăti daunele pe care accidental sau în mod voit le produci. Bun, pentru că vorbeam de această poluare și vorbeam de cât plătim, e o idee până la urmă să existe o formă suplimentară de taxare pentru poluarea produsă de autovehicule? E o discuție de care oficialii români pare că se feresc, deși așa, toată lumea spune că, mă rog, e nevoie de așa ceva și în România, rămasă ultima la capitolul ăsta. Cum se poate face totuși ca să nici nu superi cetățenii, să nici nu îi spui taxă că ți-o desființează cine știe ce instanță și așa mai departe? Vă dau un argument. Nu supărăm cetățenii că s-ar putea să crească prețurile la deșeuri, dar toți cetățenii, dacă fac colectare selectivă, dar 80% din cetățeni vor să facă colectare selectivă. Adică nu avem date sau nu sunt conectați la realitate. Oamenii nu sunt așa de nervoși că vor plăti un pic mai mult, de exemplu, dacă au o mașină care poluează. Vor încerca metode alternative de transport, asta e clar, cum se întâmplă peste tot în lumea civilizată. Apar mașinile electrice, le-am descurajat pe cele din import, în primul rând, second hand, care n-ar mai trebui să intre. 15 ani de taxe pe mediu vis-a-vis de introducerea mașinilor second hand au fost anulați în 2 ani în care aceste mașini au intrat în România. Deci sunt taxe normale pe care le plătești, poluezi, cineva din proximitatea ta înghite aerul acela poluat, natura are prejudiciu pentru că tu ai o mașină, un diesel cu motor mare care poluează, e normal să plătești pentru asta. Ba mai mult, în alte țări normalitatea este să nu mai circuli în oraș cu astfel de mașini. Sunt lucruri care trebuie dezbătute și înțelese. Iarăși, mergem mai departe. Avem nevoie de un program pentru sobele existente în locuințele din orașe, sobele din interiorul orașelor. Nu vorbim de cele pe gaze, vorbim de cele pe lemn, care poluează pentru că nu lemnul arde în acele sobe în multe din cazuri. Am văzut asta pe teren, ci bucăți de mobilă, bucăți de PFL foarte, foarte toxic. Bun. Acum, aici, dacă tot ați adus vorba de subiectul ăsta, știu că a existat o reacție online foarte susținută în momentul în care ați legat poluarea din București de aceste locuințe care se încălzesc cu sobe, cu lemne. Și vi s-a atras cumva atenția că n-are cum să fie gradul ăsta de poluare și mirosul ăsta toxic care domnește peste unele cartiere doar din cauza poluării de la niște locuințe cu lemne, în condițiile în care, mă rog, populația majoritară în București stă la bloc. Da, dar informațiile și afirmațiile mele vin pe baza unor studii științifice, studii care s-au făcut de la Amsterdam până la Budapesta și în București. Și numai în București. Adică atât de puține locuințe pe lemne poluează atât de mult? Asta e ideea? O sobe sau o singură sobă într-un vartal de blocuri pur și simplu afumă tot aerul pentru câteva sute de apartamente. De ce? Pentru că în interiorul acestor vartaluri de blocuri, aerul nu se mișcă, e static. Nu este ca pe un câmp unde se bată vântul să-l ducă imediat. Și tot fumul ăla rămâne captiv acolo. Am fost, vă dau un exemplu, chiar lângă vis-a-vis de piața Obor. Am fost chemat pentru că oamenii de acolo erau sufocați de o singură sobă. Sunt blocurile pe Calea Moșilor, la stradă, dar în spate sunt case. Și casele acestea sunt înconjurate de blocuri, de fapt. Și tot fumul era acolo. Tușeai în spatele blocurilor din cauza unei singure sobe care ar da ulei și bucăți de mobilă. O singură sobă, atâta tot.
Și asta se întâmplă numai în București, se întâmplă și în Iași, și în Craiova, și în Timișoara, și în Constanța, și în Amsterdam, și în Viena, mai puțin, dar și în Budapesta foarte mult, și în alte orașe ale Europei. Aș vrea să vorbim, domnule comisar general, și de tot scandalul ăsta cu împușcarea ursului Arthur, mă rog, nu știu dacă se știe până la ora asta dacă era sau nu era, dacă era cel mai mare exemplar de urs din România sau nu. Cert este că e o anchetă în desfășurare, ne-am mai apropiat de aflarea a ceea ce s-a întâmplat acolo, că ne interesează și consecințele sau lecțiile desprinse din povestea asta. Sunt câteva lecții. Am inițiat imediat o anchetă, o anchetă ce a stat și ce stă la baza anchetei deschise de DNA și de parchetul din zona respectivă. Ce trebuie să învățăm? Că în momentul în care avem niște animale care merg către o comunitate, există mijloace de prevenție. Gardurile electrice pe care le putem monta și care nu sunt scumpe, iar statul ne poate ajuta în această privință. Există interzicerea sau se poate face o interzicere a hrănirii sub orice formă a animalelor în proximitate. Putem să punem alte tomberoane acolo, în unele accesibile urșilor, există și aceste tomberoane pentru strâns gunoi. Mai departe, dacă vrem să scoatem un animal care produce pagube și e un pericol, putem să relocăm mai întâi, înainte să-l împușcăm, înainte să luăm decizia de a-l împușca. Și totuși, dacă nu facem relocarea și e nevoie mare ca acesta să fie recoltat în termeni științifici sau împușcat pur și simplu tot aia, atunci hai să o facem profesional cu oamenii de la Asociația de Vânătoare, nu o vânătoare la trofeu, cum s-a petrecut de data aceasta și cum de facto, dacă ne-am uitat noi înainte, dar trebuie să se uite procurorii așa în hârtii, avem o grămadă de infracțiuni de acest gen de braconaj, când mai marii României au fost la vânătoare spunând că merg să scoată un animal care e un pericol pentru societate. Ce putem să vă mai spunem este că n-au existat documente din acest motiv am avut suspiciuni de braconaj, pentru că nu au existat documente relevante, poze care să ateste că respectivul exemplar e cel care a generat pagube. Nu am văzut niciun fel de filmare de la fața locului în cele 21 de zile de observație, nu am văzut niciun fel de poză, niciun fel de poza unei urme, nimic din toate astea pe care orice procuror le va cere. Niciun document. Ce putem face de acum? Și ministrul a luat câteva măsuri astfel încât în momentul în care avem astfel de incidente și trebuie împușcat animalul respectiv să se producă foarte repede, nu să așteptăm pe cineva să vină din nu știu ce țară. Cei care ar trebui să facă această selecție să fie cei din Asociația de Vânătoare de acolo și ce ne trebuie, iar la fel de mult, este evidență, măsurători. Și acum ministerul a început să facă măsurători, să estimeze populația din punct de vedere științific, nu după urme, cum făceau și geții sau dacii acum 2000 de ani. Da. Știți că suntem în ziua în care, mă rog, s-a anunțat că numai puțin de 8 urși au fost goniți de jandarmerie din băile Tușnad. Vine, se apropie momentul în care va trebui să ne hotărâm cum abordăm această, sau ce vrem de fapt să avem în materie de populație de urși în România. Ne lăudăm cu ultimele păduri virgine din Europa, cu animale sălbatice care nu mai există în alte locuri, numai că asta pare să fie ajuns pentru unii localnici un inconvenient. Dacă te mai uiți și la alte țări care refuză să ia exemplare din România pe motiv că nu le trebuie așa ceva, nu le trebuie bătaia asta de cap, stai și te întrebi, nouă ne trebuie, până la ce punct, care e strategia în privința asta? Trebuie să ne punem și în locul oamenilor care trăiesc limitrof păduri în acele zone și oamenii au dreptate. Urșii chiar vin la ei în curte și eu primesc nenumărate poze și văd pe alerte că sunt urși într-o zonă. Chiar acum am primit o alertă, acum două zile, aflându-mă undeva în zona Moici, lângă Făgăraș. Trebuie făcut ceva. Ce facem? Inventariem populație. Foarte bine. Punem niște garduri cu electricitate, care nu sunt periculoase pentru populație și țin animalele la depărtare. Sunt foarte multe modalități prin care putem acționa, să facem prevenție. Deci recoltarea împușcatul ursului trebuie să fie ultimul lucru. Până atunci avem cale lungă de străbătut pe calea prevenției.
ținem urși în interiorul pădurii. Cum îi ținem? Păi hai să nu mai recoltăm toate fructele de pădure, să mergem ca niște termite, să radem tot ce e în pădure și ursului să nu-i mai rămână nimic, ceea ce înseamnă hrană. Hai să nu mai facem exploatări în zonele în care ar trebui să existe liniște și unde ar trebui să se refugieze aceste animale, exploatări forestiere, la asta mă refer. Găsim modalități și în cazuri extreme, într-adevăr, trebuie să vedem cum facem managementul speciei, pentru că se poate la fel de bine să avem zone cu suprapopulare. Într-adevăr, nemai fiind sezonul rece, urșii se mulțesc destul de mult, sezonul rece s-a redus, nu mai intră în hibernare, au surse de hrană facilă la marginea comunităților, pe ogor, și atunci, ca orice animal, când a găsit o sursă de hrană, se mulțește mai mult și avem mai multe exemplare. Trebuie să mai întâi să le numărăm, să vedem care e o populație optimă, cât putem să păstrăm, dar împușcarea celor mai bune exemplare nu e o soluție, pentru că împușcarea sau cele mai bune exemplare, de fapt, mențin genetic și viabil specia respectivă. Octavian Berceanu, Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu, vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.